O bubuitură puternică a cuprins tot cartierul Burdujen la orele prânzului. A fost vorba despre o explozie într-o locuință dintr-un bloc de garsoniere pe strada Prieteniei. Palierul blocului era plin de bucăți desprinse din uși și geamuri, ba chiar bucăți mari de tencuială desprinse din pereți. Echipele de salvare ajunse la fața locului au constatat că deflagrația a pornit de la o acumulare de gaze din locuința unui bărbat de 58 de ani. Ușile locuinței au fost scoase din balamale, geamurile sparte, iar tâmplăria de la balcon a fost proiectată într-o mașină aflată la câțiva zeci de metri în stradă. A fost practic o acumulare de gaz urmat de explozie de la un bloc pe strada Prieteniei din Suceava. În urma exploziei au fost dislocate și elemente de construcție din garsonieră. Nu au fost afectate la prima imagine elementele portante, ci numai elementele de umplutură și categoric și partea vitrată a apartamentului. Ce s-a întâmplat cu ceilalți locatari? Au fost evacuați? Ceilalți locatari nu au fost evacuați, ci acum se întâmplă măsuri de măsurare a concentrației de gaz în tot imobilul, dar fiind faptul că blocul este racordat la instalații de gaz, de gaze naturale. Din ceea ce știm, categoric din imaginea care se pot lua de la locul intervenției, a avut loc o acumulare de gaz, iar sursa, cel mai probabil, sursa de aprindere și declanșare a acestei explozii, s-a inițiat în bucătăria apartamentului, în bucătăria garsonierei. În interiorul garsonierei se afla proprietarul, pe pat, în stare de inconștiență. Victima prezenta arsuri de gradul 2 și 3 pe aproximativ 60% din suprafața corpului. Pompierii de la modulul Smurd au acordat primul ajutor medical de urgență, după care au transportat victima la Spitalul Județean Suceava, de unde a fost preluată de medici de la Unitatea de Primire a Urgențelor. A ajuns la Unitatea de Primire a Urgențelor agitat, prezentând arsuri de gradul 2 și 3 la nivelul feței toracelui, membrelor superioare și membrelor inferioare, aproximativ 35% din suprafața corporală. În momentul de față, datorită leziunilor principal la nivelul feței, pacientul este protezat respirator. La momentul prezentării era conștient și agitat. A fost nevoie să fie sedat pentru a putea fi intubat, pentru a putea fi protejat de căile respiratorii. Prognosticul este relativ bun, dat fiind suprafața corporală nu foarte mare și nivelul de arsură de gradul 2 și 3, dar foarte importantă va fi evoluția ulterioară, în sensul că avem arsură la nivelul feței și e vorba de o zonă care trebuie să fie foarte bine manageriată din punctul de vedere a chirurgiei plastice, a chirurgiei estetice. Vecinii din același bloc ne-au povestit că s-au speriat îngrozitor atunci când au auzit zgomotul și au simțit suflul exploziei. Practic am văzut că o mașină a explodat sau ceva de genul. Eram la toaletă, mă machiam, pur și simplu. Da, da. Când am văzut sus, era fum, exact când la etajul 1 a ajuns și fumul de la gaze. Ferească Dumnezeu, nu, e de groază. Mare, nu, am văzut tot în prăștie, dar da, s-a dat, e de la gaz. Nu e de la gaz, nu are la ce plăcea. Ori nu s-a prins țigară, ori... Fumat. Bubuitura s-a auzit de la câteva străzi distanțe, iar curioșii s-au adunat imediat în jurul blocului unde a avut loc explozia. S-a locuiesc în blocul de la garsonierii, dar s-a auzit tocmai în partea cealaltă de la garsonierii. Da, s-a auzit foarte tare. Deci eu eram pe la etajul 2, când m-am pornit undeva și am turnat înapoi în copiii să văd ce scos dânș. Deci și s-a auzit foarte tare bubuitura. Foarte tare. Și copiii, mama, ce se întâmplă? Zice, ieți cu tremur? Nu știu, lasă că liniștiți-vă că... Da, veneam cu mașina dinspre piață și am parcat chiar aici în fața zăpezii ca să merg să iau pâine de la magazin. Și în momentul când ieșeam de la magazin, am auzit o bufnitură și s-a văzut un nor mare de praf aici, așa, și am zis că mașina e farmată, praf. Și când am venit la mașină, am văzut-o pe asta din spate farmată, a mea nu avea nimic, am mutat-o de aici. A fost o deflagrație puternică, dacă era cineva pe aici, era spulberat. Potrivit unui raport preliminar al ISU Suceava, în urma deflagrației s-au degradat ușile de la intrarea a 7 garsoniere de la parterul blocului. Din garsoniera direct implicată în eveniment s-au degradat tâmplăria de termopan, elemente de mobilier și zidăria balconului. Tot din cauza exploziei, elemente de tâmplărie de la balcon au fost proiectate într-un autoturism din fața blocului, distrugând portiera și un geam lateral al autoturismului. La locul evenimentului au rămas pentru continuarea cercetărilor polițiști și specialiști de la E.ON Gaz.